A devenit deja tradiție ca în pragul sărbătorilor de iarnă, Fundația Second Chance din Berceni să ofere oamenilor mai puțin norocoși în viață cadouri pentru sărbători. În cel de-al 9-lea an, Fundația a reușit să ajute un număr record de persoane, aproximativ 1500 de tineri, bătrâni și copii. Toți au primit alimente, dulciuri, jucării și o masă caldă. Sunt oameni ca și noi care au mai puțin noroc, să spunem așa. Și suntem tare mândri că am reușit să facem lucrul ăsta în asemenea timpuri în care, după cum știți și dumneavoastră, toată lumea o duce rău. Am reușit anul acesta incredibila performanță de a ajuta 1400 de oameni din această comună care are nici mai mult, nici mai puțin de 6200. Ce daruri vor primi astăzi acești oameni? Astăzi fiecare familie va pleca acasă cu un sac, după cum vedeți aici, pleacă cu saci de alimente, de produse de igienă. Am încercat să le punem în saci produse care să-i ajute să aibă o masă de Crăciun îmbelșugată și produse de curățenie. Fiecare copil din familie primește câte un cadou, care este frumos împachetat de voluntarii noștri și primesc o masă caldă aici la noi la centru. Conține zahăr, ulei, orez, mălai, făină, lapte, fructe, ceaiuri, cafea, sucuri naturale, delicat, am spus dulciuri, carne tocată, avem și produse de igienă, șampon, detergent. Cam 5 copii, ei sunt cei mai mici, mai am unul care a ieșit afară că era rău și nu mi-aș fi permis pentru că sunt bani puțin și mulțumim în fundației Second. Copiii au primit și câte o jucărie, bănesc. Da, din totdeauna au primit câte o jucărioară, cărți de povești. Cadouri de la Moș Crăciun. Sunteți fericit. Cum să nu fim? Sunt fericită. Dar bănuiesc binevenit în perioada asta, dar fiind și vremurile atât de grele. Este foarte greu că am 7 copii, suntem amărâți, ajutor social nu luăm. Văd că ai primit o mulțime de cadouri. Ce ai acolo? Am o carte. O carte cu povești. Dulciuri, jucării, bănuiesc. Și dulciuri. Ești fericit pentru ce ai primit astăzi? Da. Special pentru această zi, voluntarele fundației au gătit, după o rețetă doar de ele știută, 6.000 de sărmăluțe. Aceste bunătăți le pregătim de 9 ani. Anul acesta am pregătit 6.000 de sarmale pentru 1.500 de persoane din toată raza comunei Berceni. Aveți o rețetă specială, că am văzut că oamenii sunt foarte încântați de gustul lor. O rețetă specială, un secret mic acolo care se pune la ca fiecare, dar sărmăluțele întotdeauna sunt bune pentru că sunt tradiționale române și știți că sărmăluțele sunt bune și faptul că sunt fierte la ceaun și la o cantitate așa de mare, ies foarte bune. Tocmai ați servit sărmăluțele, cum vi se par? Foarte bune. Ca la mama acasă? Ca la mama acasă, da. Și de cadourile care le veți primi astăzi, ce ne spuneți? Să vă dea Dumnezeu sănătate, multă. Aveți nevoie de așa ceva? Aveam. V-ați fi permis din pensia dumneavoastră să vă... Nu, pentru că sunt la un ajutor de 1.100.000, atât. Sunt foarte bune și foarte bine primite acum de sărbători, care noi, mai ales bucuria copiilor, care le-au dat jucării și multe, multe. Și noi ne bucurăm foarte mult că ne-au ajutat cu aceste pachete și cadouri. Oamenii au putut urmări de asemenea și un minunat spectacol de Crăciun.